Zi de vineri fără draga noastră, Sanda Ionescu. Abia aștept să aflu, Sanda, ce surprize ne mai pregătesc astrele în următoarea perioadă. Păi, draga mea Ioana, avem lună plină în rac. Și atenție, fetelor! Așa. Atenție! Ce se întâmplă? Intră Venus în retrogradare. E de rău? E de rău sau de bine? Că nu-mi dau seama. Să vă zic la pare momentul că nu potrivit. E de foarte bine. Ok, personal am înțeles ce n-avem voie să facem pe lună plină, dar poate ne amintești și poate ne spui și ce reprezintă luna plină în rac. Cu drag vă amintesc. Știi foarte bine, da? Nu începem acțiuni noi. Așa. Și nu facem amor, da? Tot n-avem voie, Sanda. Cât mai ține lunia noastră? Când ne eliberez? Nu avem decât două zile pe lună. Două zile pe lună. Doar două interdicție zile. Sau... Interdicție, restul ne facem de cap, da? Okay. Deci, luna plină, în rac ne aduce dorința de recunoaștere. Dorim aprobarea celor din jur. Avem sentimentul nesiguranței și fiind aia acasă, atragem ușor resursele. Asta este un element foarte bun, da? Putem atrage foarte ușor resursele. Suntem, în schimb, mai sensibili. Da, parcă n-ar fi fost suficient că suntem și așa sensibili. Da. Așa. Mai creativ și mai plin de imaginație. Dar voiam să o întreb pe Sanda, dacă tot vorbim de lună plină și de rac, suntem și mai empatici în perioada asta? Da. Acest aspect al lunii cu siguranță ne face mai empatici, pentru că ne racordăm mai ușor la vibrațiile celorlalți, așa că, fetelor, mare, mare grijă la preluarea emoțiilor negative. Avem dispoziții schimbătoare în perioada asta. Păi și cum ne influențează ele? Suntem mai sensibili, este un aspect mai fin în această perioadă, dar și putem trece de la o stare la alta, astfel încât cei din jur au impresia că jucăm un pic teatru. Fiind un semn receptiv, putem să ascundem mai ușor emoțiile. Așa, de ce te uită la mine? Dar pentru că e scorpion, mă pricep, am înțeles. Și tu ești oricum mai receptivă. Și tu la fel. Și tu la fel, eu sunt singura emisivă de aici. Da. Bă, oricum ascundeți mai ușor ne facem emoțiile, da. Le putem, dar mare grijă. Mare grijă la a vă izola, pentru că asta duce la manipularea sufletului, da? Vă chinuiți voi pe voi. Acest aspect aduce în același timp și foarte multe fluctuații emoționale. Ba-l iubesc, ba nu-l iubesc. Gata, dar, ți s-a confirmat de ce simțeai nu, așa. Nu, dar n-aveam niciun dubiu în privința asta, sunt foarte sigură. Cu toate astea vreau să te întreb, Sanda, intră Venus în retrogradare. E și frică, ce reprezintă asta? Venus intră în retrogradare în semnul Capricornului în data de 19 decembrie și stă aici până pe 27 ianuarie. Stă ceva? Da. Poposește mult? Când Venus este în mers direct, da, sentimentele sunt constante, sunt stabile. Ne exprimăm mai ușor, ne manifestăm mai ușor. Dar atunci când Venus intră în retrogradare, avem tendința să ne inhibăm emoțional, ne interiorizăm sentimentele și mare grijă că asta duce cumva la tendințe chiar de despărțiri în cuplu, în unele cupluri. Da. Ce situație! Dar ce reprezintă Venus? Da, foarte frumoasă întrebarea ta. Venus este planeta sentimentelor, a creativității și a dorințelor noastre. Ne mai arată felul în care noi relaționăm cu cei din jurul nostru, dar și situația financiară și capacitatea de a ne materializa intențiile. Adică dorințele pe care ni le punem, în funcție de cum e Venus aspectat, ele se îndeplinesc mai repede. Și ce ne aduce Venus în retrogradare? Păi ne poate aduce vechile iubiri. Perfect. Cele cu care nu am încheiat ceva, în special sentimentele, da? Este indicat, atenție, așa. Și la tine, în mod special, la procedurile de înfrumusețare. Eu am nevoie de asta azi. În perioada asta, nu, Julian, nu fac nimic. Continuăm. Dacă ne vopsim blonde, rămânem pe asta, așa. Unghiile... Nu încercăm nimic nou. Ne ducem în continuare, ne facem frumoase, okay. Da? Dar nu facem schimbări bruște, cum ar fi schimbările de look, operații estetice, tatuaje, ți le-ai nu. făcut? Nu.
Fă-ți-l. Aștept. Da? Pot? Ți-l faci înainte, da? A, ok, da? Bine, bine. Așa, tatuaje și, bă, nu de alea, dar s-ar putea să nu fim mulțumite de noua schimbare. Am înțeles. Dar sunt artiștii mai creativi în această perioadă? Sper că da. Artiștii... Noi sperăm, da. Artiștii se vor exprima mai greu, jur. Dacă în această perioadă. Acum. Dar au idei. Știu cumva ce vor să facă, pot să vă dau și soluții pentru asta, dar le este dificil să se exprime. Se materializează frumusețea, le e greu să-și exprime frumusețea creației interioare. Și sfatul meu este pentru artiști, da? Scrieți pe hârtie. Scrieți, pentru că acum nu puteți să materializați toate trăile pe care le aveți, da? Dacă îți vine în cap, nu știu, îți vin niște versuri. Așa. Da? O melodie. Dacă mă apuc de cântat, da. Ce mă fac? Da. Din nou? Da? Pui frumos pe hârtie, nu o să poți materializa momentul de față, dar după vei putea materializa foarte ușor. Eu cred că Venus e în retrograd la mine de ceva timp. A intrat acolo cu vreo 2 ani și îl aștept să iasă la suprafață, da, nu? La tine Venus va retrograda în casa A8-a, este și casa chirurgiei în astrologia electivă medicală. Așa. Deci dacă ai de gând să-ți faci vreo operație estetică. Nu mai am, că mi-am nu, făcut. În perioada asta. Așa. Da? Okay. Adică transformările legate, bine, vor fi și niște transformări emoționale. Ai grijă, da? Și cu... Dar nici măcar un tatuaj n-ai voie să-ți faci? Nu. Sau nu o să fii mulțumit, pur și simplu? Așa cum am spus la Mercur, nu vindem, nu cumpărăm nimic. Așa vă spun la Venus retrograd, fără transformări impactante. La tine, Ioana, este în casa A3-a. Adică ce asta? Adică este ca... tu ai grijă cu rutina, da? Cu frații, vecinii, verișorii, da? În casa a treia mai mult te impactează din punct de vedere al bucuriei. Dar trebuie să te bucuri, da? S-ar putea să ai sentimentul că nimic nu mă mai satisface, nimic nu mă mai bucură, nici financiar, da? Tu bucură-te pentru că ea... Tu bucură-te oricum. Bucură-te, Marie. Nu prea știu să mă bucur în general, așa. Tu, micuța mea, Gabriela. Da, eu ce trebuie să fac? Pisicuța. Sau ai grijă cu ea. Cu pisicuța? Da, pentru că ai din casa a șasea. Cu pisicuțele atunci. Ai probleme cu pisicuța. E vorba de Grigore. E vorba de Mădălina. Ai doar pe Grigore. De feline se discută. Da, și Mădălina. Mai am și pe Mădălina. Da, deci la tine, da, se plasează în tranzit Venus retrograd în casa a șasea. Dar ce pățesc pisicuța? Nu pățesc nimic. Tu ai grijă de ele și ai grijă la tine, la sănătatea ta, la datorii financiare, dacă ai timpul, nu? N-ai, bine, atunci da, perfect. Dar poți să nu-mi faci. Să nu-mi fac, nu? Nu. Să nu-mi fac de la cine. Gata, nu fac. Să nu-ți faci, că mai vine, v-am spus, vine și Jupiter acum în domiciliu și ce găsește amplifică, da? O să vorbim în emisiunea viitoare. Și de relația asta sentimentală de care vorbeai mai devreme, că se întorc lucruri din trecut aici, pe partea asta, ce ai putea? Cine se întoarce? Am închis telefonul sau nu am închis telefonul? Eu zic să încerci, dar s-ar putea la tine, fiind în casa a șasea, să-ți dea niște stări nu prea plăcute. Sau să nu vezi, pentru că e casa întunecată. Și la tine la fel. Ah, ok. Da. Am crezut că am scăpat, dar se pare că nu. S-ar putea să nu observi foarte bine, știi? Am înțeles. Să pleacă pe lângă tine, să zică, nu știu, să facă un compliment, tu să nu recepționezi foarte bine. E posibil să înțeleagă greșit dacă se întoarce cineva din trecut. Sau greșit. Vorba Ioanei, bravo. Uite. Exact așa. Da. Da. Bun. Ioana a vorbit cu gândurile Gabrielei. E ok. Îți mulțumim, Sanda. Cu mare drag. Te mai așteptăm și săptămâna viitoare. Și să nu uităm, da? Și cum vă spun de fiecare dată, Venus reprezintă oglindirea noastră în ceilalți. Așa este. Mulțumim tare mult, Sanda. Te așteptăm cu drag și săptămâna viitoare. Noi intrăm acum într-o scurtă pauză, dar revenim imediat cu un super invitat. Hai cu fetele! După pauză la Hai cu fetele, intrăm în culisele Teatrului Național cu Medea Marinescu. Rămâneți cu noi!